Orban să urmărim și noi. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a participa la acest eveniment. Astăzi avem de dat o veste bună pentru bucureșteni. Dreapta modernă, pro-europeană, s-a unit într-un proiect comun pentru București. După săptămâni de discuții, de analize, de evaluări, partenerii din USR Plus, împreună cu noi, cei din Partidul Național Liberal, am hotărât că împreună putem să oferim un viitor mai bun pentru București și o viață de calitate mai bună pentru fiecare bucureștean. Proiectul care ne-a unit este un proiect care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes și de dedicare față de interesul bucureșteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat București. Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit. Bucureștiul trebuie guvernat de oameni care iubesc Bucureștiul, de oameni capabili, de oameni cinstiți, de oameni dedicați servirii interesului public, de oameni care au capacitatea de a oferi cele mai bune soluții pentru servicii de calitate, pentru o viață mai bună în București. Astăzi am decis în forurile statutare că vom prezenta candidați comuni pentru București, candidat la primăria capitalei și candidați la primăriile de sector. Împreună am luat decizia de a susține candidatura lui Nicușor Dan pentru funcția de primar general. Nicușor Dan este un om care iubește Bucureștiul, un om care cunoaște în amănunt și în profunzime problemele Bucureștiului, un om care se pregătește să pună în practică soluțiile de îmbunătățire a vieții bucureștenilor de o lungă perioadă de timp, un om care odată ajuns la primărie, imediat va începe procesul de modernizare a Bucureștiului, procesul de rezolvare a tuturor problemelor majore ale Bucureștiului, care până în prezent nu au fost rezolvate. Prezența mea aici este și un argument pentru o cooperare loială între primarul general al capitalei, primarii de sector și guvernul României. Administrația Bucureștiului are nevoie de susținerea guvernului pentru toate proiectele care trebuie să îmbunătățească viața bucureștenilor. De la extinderea metroului, realizarea autostrăzii de centură a Bucureștiului pentru a scoate traficul de tranzit din București, renovarea clădirilor emblematice ale Bucureștiului, cum este clădirea Universității, clădirea ASE și toate celelalte frumusețe arhitectonice ale Bucureștiului. Prezența mea aici este o garanție a faptului că echipa USR Plus și PNL din administrația locală a Bucureștiului va avea un partener care iubește la fel de mult Bucureștiul și care este gata să demareze sau să finalizeze toate proiectele vitale pentru București. Vă mulțumesc! Bună ziua! Este o zi istorică la propriu pentru capitala României și pentru București și venind încoace mă gândeam, în 23 februarie am pus pe Facebook o fotografie cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu la mine acasă, în care încercam să-i conving ce grozav ar fi ca bucureștenii să poată să aleagă echipa Nicușor Dan-Vlad Voiculescu. Iată astăzi, după niște luni de zile, alături de PNL, alături de USR Plus, alături de ei, propunem acest proiect Bucureștiului și sunt convins că această opțiune reală, credibilă, competentă, profesionistă,
va convinge locuitorii acestui oraș că este într-adevăr și timpul și momentul și avem și alternativa să scoatem la propriu PSD-ul din București. Pentru că cine nu susține acum această unitate a dreptei, cine nu susține echipa Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și ceilalți primari de sector pe care vi propunem astăzi, o susține de fapt pe Gabriela Firea. Aceasta va fi opțiunea electorală reală pentru alegerile pe București și sunt la nivel personal foarte încântat că am reușit să construim această alternativă și reușim în sfârșit să le propunem bucureștenilor un candidat la primăria generală care și-a petrecut jumătate din viață în a lupta, în a vorbi și a încerca să găsească soluții pentru București. Nu mai este vorba de o soluție de avarie, nu mai este vorba de o opțiune aleasă la întâmplare dintr-un rău mai mic sau mijlociu. Pur și simplu, astăzi și de astăzi, Bucureștiul are opțiunea unui primar și are opțiunea unei echipe la nivelul primărilor de sector, care într-adevăr să îndrepte acest oraș spre ceea ce înseamnă o capitală europeană și nu spre o capitală în care mașină de salubrizare sunt folosite la conferință de presă. Este o oportunitate extraordinară, este un acord la care nu s-a ajuns ușor. Fiecare dintre partidele noastre au făcut sacrificii pentru a construi acest proiect și le mulțumesc colegilor care au făcut un pas în lateral înțelegând miza mai mare pe care o propunem astăzi împreună în această unitate a dreptei. Și sunt foarte sigur că punând împreună toate aceste resurse despre care a vorbit și Ludovic Orban, despre care vă spun și eu, despre care o să vorbească și Dragoș Tudorache, punând aceste resurse împreună, vom putea în sfârșit să reconstruim Bucureștiul chiar de astăzi. Îi urez mult succes lui Nicușor Dan și sunt sigur că această echipă va fi bucata de istorie următoare pentru București. Vă mulțumesc și felicitări! Bună ziua! Momentul politic pe care îl marcăm astăzi este, în primul rând, un moment politic despre responsabilitate. O responsabilitate pe care noi, la plus, membrii și simpatizanții noștri, simțim că o avem față de electoratul din București. Lor le datorăm unitatea formațiunilor politice care au forța și capacitatea să scoată PSD-ul din administrația Bucureștiului. Din administrația Primăriei Generale București, și din toate primăriile de sector. În al doilea rând, acest proiect politic pe care îl lansăm astăzi este despre principii de bună guvernare în administrația locală, cele care întotdeauna au fost ignorate. Nu este o înțelegere despre oameni și funcții, este o înțelegere despre transparență, despre un mod de a guverna Bucureștiul pe care bucureștenii nu l-au cunoscut niciodată până acum. În al treilea rând, acest moment politic este despre oameni și despre soluții. Avem cea mai bună echipă de primari pentru sector, îl avem pe Nicușor Dan, îl avem pe Vlad Voiculescu și în spatele lor avem soluții punctuale pentru toate problemele Bucureștiului. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc PNL, USR și Plus pentru susținerea candidaturii mele la Primăria Capitalei, care devine azi oficială. Sunt bucuros că cele trei partide, după discuții, au ajuns să aibă o listă comună de candidați la primăriile de sector. Sunt oameni serioși pe care îi cunosc și în care am încredere. În politică, lucrul cel mai important este să asculți ce vor oamenii pe care tu vrei să-i reprezinți. Și există în București o mare majoritate de oameni care spun că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită și care spun: uniți-vă, salvați-ne de PSD. Și nu a fost o decizie ușoară pentru organizațiile celor trei partide să susțină un independent și să susțină candidații altor partide renunțând la candidaturile propriilor lor membri. Pentru asta vreau să felicit organizațiile celor trei partide, pentru că au înțeles miza mai mare
pentru București și au luat această decizie dificilă. Vreau să rog susținătorii celor trei partide să ia exemplu de la organizațiile de partid, să treacă peste asperitățile inerente luptei politice și să creadă în proiectul mare cu care venim azi în fața dumneavoastră. Proiectul mare este construirea noului București. Noul București este orașul în care te miști mai bine, în care respiri mai bine, în care câștigi mai bine. Noul București este orașul în care vom face mari lucrări de infrastructură pentru transport, în care vom crea spații verzi și se va respira mai bine, în care vom absorbi fonduri europene consistente, în care vom crea infrastructură nouă pentru sănătate și educație, în care vom crea o economie dinamică pentru locuri de muncă mai bine plătite. Noul București va fi un oraș prietenos cu bucureștenii, prietenos cu mame și cu copii, prietenos cu persoane în vârstă, prietenos cu persoanele cu handicap, cu bicicliștii, cu pietonii, cu conducătorii auto. Noul București înseamnă o administrație care să fie și cinstită, și modernă, și profesionistă. Noul București înseamnă o administrație pentru care bucureșteanul este partener, în care oamenii de afaceri sunt parteneri, în care salariații sunt parteneri, în care elevii și studenții sunt parteneri. În rezumat, proiectul pe care vi-l propunem azi, Noul București, înseamnă acel oraș pe care bucureștenii îl merită și îi invit pe toți bucureștenii să participe la acest proiect de construcție împreună cu noi. Mulțumim!